Cea de-a doua ediție a Târgului de Nunți Varuna Park a fost un succes. Viitorii miri au avut ocazia să deguste meniuri și vinuri, să afle noutățile din domeniul foto-video și să-și aleagă accesorii, bijuterii, aranjamente florale și, nu în ultimul rând, rochia de mireasă și costumul de mire. Evenimentul și-a deschis porțile sâmbătă la Varuna Park din Găiești și a adus în fața tinerilor, care în curând vor spune da, noutăți și oferte. Un târg care își dorește să aducă aproape de clienți și de viitorii miri, și nu numai miri, și cei care vor organiza botezuri sau alte evenimente din viața lor, mulți parteneri, furnizori de diverse produse, de la bijuterii, alături de o firmă foarte cunoscută din România, până la aranjamente florale, servicii foto-video, formații. Este o schimbare de stil, o schimbare de calitate a meniurilor în tendința anilor noștri, pentru că în momentul de față totul evoluează și cerințele pe zona de mâncare la evenimente au evoluat foarte mult și am venit în întâmpinarea viitorilor noștri clienți cu meniuri noi, special realizate de bucătarii noștri. Viitoarele mirese au avut ocazia să probeze rochii și să facă cea mai importantă alegere, iar în întâmpinarea domnilor a venit un brand cunoscut de costume. La Târgul de Nunți au fost prezentate și noutățile în materie de aranjamente florale și servicii foto. Oferte au fost pentru toate buzunarele și toate gusturile. Venim în întâmpinarea clienților cu oglinzile noastre. Cea mai nouă generație de oglinde este oglinda din spate, dacă se vede oglinda selfie, și oglinda magică, decoruri florale pentru local. Avem arcade florale, avem aranjamente pentru mese, pentru prezidiu, avem băncuțe, avem panouri florale. Degustările de meniuri, vinuri și prăjituri au fost atracția târgului, astfel că mirii au avut ocazia să-și aleagă meniul perfect pentru marele eveniment. Laboratorul de bucurie a venit cu cele mai importante noutăți și o colaborare surpriză. Laboratorul de bucurie este un laborator artizanal, lucrăm doar pe ingrediente naturale și pentru 2020 am pregătit candy baruri și torturi tematice. Noutatea, ca să zic așa, pentru sezonul următor ar fi partea de donuts bar, pe care îl puteți vedea acolo, care se poate personaliza din punct de vedere coloristic în acord cu tematica evenimentului. Venim cu o noutate, mai ales pentru consumatorii noștri din Târgoviște, începând cu 10 decembrie anul acesta, alături de partenerul nostru Gran Gelato Italian, înghețată artizanală. Vom deschide un laborator artizanal. Am acceptat să facem parteneriat cu laboratorul de bucurie, pentru că este o pastiserie artizanală și noi ne bucuram că înghețata noastră este chiar italiană, nu este după rețeta italiană. Și am ales chiar un partener care face cofetărie artizanală. Și amatorii de evenimente cu un plus de eleganță și exclusivist au putut alege invitații de lux confecționate și personalizate de un designer sau oferte tip cigar bar cu trabucuri și băuturi fine. Sunt tehnici speciale. Aceasta este o invitație făcută letterpress, cu un plinche mosat. Ambele sunt făcute pe hârtie handmade și sunt făcute tot, absolut plic și plicul și invitația handmade. La cât ajunge o astfel de invitație? Aceasta ajunge la 18 lei. Vintage, trabucuri, coniac, rom, accesorile aferente, pentru trabucuri, catere, speciale chibrituri, scrumiere, practic este un colț al domnilor. La Târgul de Nunți au fost prezente și formații și DJ care și-au prezentat ofertele pentru 2020.